Bine. Bună ziua, câteva cuvinte despre deciziile pe care le-am adoptat astăzi în cadrul ședinței lărgite a Uniunii Social-Liberale. Bineînțeles că intrăm în linie dreaptă pentru campania electorală și vreau să vă anunț că începând de astăzi USL-ul depune dosare de candidaturi. Astăzi o să avem două județe unde practic sunt încheiate toate discuțiile și le semnăm astăzi, cei patru președinți. Însă, până vineri, pe 26, vom avea depuse toate candidaturile în cele 41 de județe plus municipiul București, în așa fel încât, dacă există contestații, să fie timpul necesar pentru judecarea acestor contestații și, eventual, dacă va fi cazul pentru a înlocui pe cineva pe listă. În al doilea rând, astăzi și mâine avem activitate parlamentară. Este o discuție binevenită, din punctul meu de vedere, între viceprim-ministru, ministrul de finanțe, domnul Florin Georgescu, și cei de la PDL. Voi participa și voi asista cu mare plăcere la această discuție, pentru că e bine ca și cei de la PDL să realizeze, acum, după ceva timp, de fapt, ce dezastru au lăsat în urmă. Câte datorii uriașe, cum au calculat greșit bugetul pe 2012, dacă au făcut-o cu intenție sau doar din incompetență, asta rămâne sigur de stabilit. Și cred că nu este nicio altă persoană mai competentă și mai dreptățită decât viceprim-ministru, domnul Georgescu, să le predea o lecție celor de la PDL, dacă vreodată vor mai ajunge la guvernare, să știe ce să nu facă. Pentru ca România să nu mai fie pe buza prăpastiei din punct de vedere bugetar și financiar. În al treilea rând, am discutat cu colegii mei din USL, principalele direcții referitoare la rectificarea bugetară. Rectificare care va avea loc ori la sfârșitul acestei săptămâni, ori săptămâna viitoare. Rectificare prin care ne vom ține de cuvânt cu lucrurile pe care le-am promis în campanie, lucrurile pe care le-am promis când eram în opoziție. În primul și în primul rând, un sprijin substanțial pentru agricultură și pentru acele persoane afectate de secetă. Și vreau să vă spun că sunt foarte mândru și foarte bucuros că putem să-i ajutăm pe oamenii afectați de secetă, pe agricultorii care au asemenea probleme. M-am obișnuit cu tot felul de lucruri stupide în presă. Dar să citesc că nu trebuie să dăm bani fermelor afectate de secetă, că îi dăm bani lui Voiculescu, asta mi se pare totuși un record de prostie. Că îi dau bani lui Voiculescu, nu știu dacă domnul Voiculescu are vreo exploatație agricolă. Dar știu sigur că sunt câteva milioane de români care în acest an au suferit și culturile lor au suferit din cauza secetei. Știu că banii pe care noi îi dăm reprezintă doar o mică parte din ceea ce se va primi de la Uniunea Europeană și că dacă în ceea ce privește fondurile structurale și de coeziune, din cauza gravelor nereguli comise în perioada 2009-2011, sunt mai, foarte mari probleme. Din fericire, la plățile directe, în ceea ce privește politica agricolă comună, stăm foarte bine și domnul președinte Constantin, care este și ministrul agriculturii, vă poate da mai multe detalii. În plus și cu asta închei, am discutat despre deja programul nostru de campanie electorală, la care vom participa, indiferent de funcțiile pe care le ocupăm din punct de vedere instituțional. De altfel, Parlamentul, probabil după data de 31, când se va afla la București președintele Parlamentului European, domnul Martin Schulz, probabil după data de 31 va fi mai greu de reunit. Însă, important este, eu voi participa, bineînțeles, la campanie, dar viceprim-ministru domnul Georgescu nu candidează și asigură non-stop, când sunt eu plecat, activitatea guvernamentală. La fel, la nivelul fiecărui minister, există cel puțin un secretar de stat pe care l-am stabilit și care
va fi tot timpul un minister. Important e ca instituțiile să funcționeze. Guvernul va funcționa în continuare, ședințele de guvern se vor desfășura săptămânal și în această lună, practic, lucrurile vor funcționa cum trebuie. Există încă o problemă discutată în cadrul SL și pe care o voi discuta la nivel guvernamental cu Ministerul de Finanțe și Ministerul Apărării. Trebuie să putem să găsim o soluție pentru pensiile militare, atât cele din sistemul Ministerului Apărării Naționale, cât și cele din celelalte sisteme, Sistemul de Securitate Națională și MEAI. Dacă reușim și acest lucru, înseamnă practic că am reușit în aceste 6 luni de guvernare să îndreptăm cea mai mare parte din lucrurile nedrepte făcute de către președintele Băsescu și guvernele sale. În rest, vreau să spun și la nivel personal, deși mă sigur eu sunt un om de centru stânga, că mă bucur foarte mult că domnul Ciorbea va candida pe listele USL. Este unul din oamenii care a reprezentat întotdeauna ideea de creștin-democrație în România. Există creștin-democrați adevărați și în România, așa cum există tot felul de oameni care se vopsesc în tot felul de culori, crezând că asta înseamnă că și devin social-democrați sau creștin-democrați sau liberali. Și vreau să asigur cu asta încheiind faptul că PSD și organizațiile PSD și organizațiile Alianței de Centru Stânga vor sprijini totalitate candidații liberali, creștin-democrați. USL-ul este un proiect național, un proiect de schimbare a regimului Traian Băsescu și în acest context sunt absolut convins că oamenii vor fi alături de noi pe 9 decembrie. Mulțumesc și cum facem. Poate dacă aveți dumneavoastră întrebări, nu? Da, vreau să spun și eu, să salut și eu prezența domnului Victor Ciorbea și să adaug ceva despre care nu am discutat foarte mult în ultimele zile cu dumneavoastră. Se știa, am anunțat că domnul Victor Ciorbea va candida pe listele Uniunii Sociale Liberale și chiar dacă ar fi fost vorba doar de o înțelegere individuală, Partidul Național Liberal și Uniunea Social Liberală ar fi fost onorate să aibă în rândurile candidaților lor un om de talia lui Victor Ciorbea. Fost prim-ministru al României, cu o bogată experiență politică, cu o excelentă experiență juridică, dar nu e vorba aici doar de o persoană. În privința succesiunii PNCCD, cunoaștem cu toții cei interesați toată epopeea politico-juridică. Simplu spus, în acest moment, din punctul nostru de vedere, într-o parte, și anume la domnul Pavelescu, există temporar o ștampilă, în partea reprezentată de domnul Victor Ciorbea, există definitiv o legitimitate. Și o țin. Și în sensul acesta, prezența domnului Victor Ciorbea pe listele noastre înseamnă și, practic, alăturarea tuturor țărăniștii creștin-democraților care recunosc că Victor Ciorbea reprezintă linia și succesiunea legitimă a acestui mare partid, alăturarea lor Uniunii Sociale Liberale la aceste alegeri. Noi, la nivelul Partidului Național Liberal, am amenajat și vom amenaja din punct de vedere formal și juridic tot ceea ce este necesar pentru ca domnul Victor Ciorbea să candideze unul din locurile noastre, la București, cum vă spuneam, și pe de altă parte să avem un acord politic cu ceea ce domnia sa numește și noi recunoaștem ca atare PNCCD autentic. Și încă o dată, salutându-l pe domnul Victor Ciorbea, îi salut și îl chem alături de noi pentru aceste alegeri și pe mai departe, pe toți cei care sunt țărăniști, creștini-democrați, autentici în această țară. Și rog și pe domnul Ciorbea, dacă dorește să adreseze câteva cuvinte, să o facă. Se aude? Nu se aude. Nu se aude. Ziceți, spune noi. La celelalte microfoane sunt sigur.
Doresc să mulțumesc foarte mult să nu v-ați pe urmă. Președința Sudești, respectiv președința Statului și prim-ministru, pentru cuvintele deosebite pe care le-au spus și despre PNCCD legitim și despre persoana mea. Vreau să punctez la câteva idei. De ce l-ai prins mai departe? Aveți. Chiar astăzi de la pe unul puțin. Păi eu am respect, dar vreau să-mi faceți. Da. Liderilor USL-ului, Alessandru, pentru faptul că recunosc acest PNCCD legitim, autentic, și pe care de consecință și calitatea mea de președinte legitim al PNCCD-ului. Evident că este vorba despre PNCCD-ul, care după decembrie 89 a promovat principiile și valorile național-țăreniste creștin-democrate. PNCCD-ul care a fost condus de senior Poposu, de Ioan Rațiu, de Ion Diaconescu. În ce-l privește pe ăla mic cu capul mare, evident, știm cu toții că este o creație, o făcătură a lui Zeus, care l-a propulsat, l-a plasat exact în fruntea PNCCD-ului pentru a încerca să se ascundă și sub această denumire la alegerile care urmează. Acum, în ce ne privește, credem, așa cum s-a subliniat, dar cu domnul copreședinței USL, că prin alăturarea noastră se completează această dimensiune a USL-ului, inclusiv cu elementele de creștin-democrație modernă. De la ideologiile, la doctrinele care erau prezente în USL, se adaugă și această dimensiune. Prin aceasta se completează, aș spune, ideea de Uniune Națională a acestui USL. Aș mai sublinea doar faptul că vom promova și eu și toți colegii programul USL, sigur având și unele mici accente, să le spunem așa, național-țăreniste creștin-democrate. În mod indiscutabil, toți membrii PNCCD-ului legitim vor fi prezenți în campania electorală și vor fi prezenți la vot la 9 decembrie și vor vota USL. Mulțumesc! Eu o singură adăugire aș fi vrut să fac. În România viața politică este într-o schimbare continuă. Mă bucur că și pe plan european transmitem această specificitate românească. Vreau să o felicit pe doamna Boagiu, care a fost aleasă vicepreședinte a Partidului Popularilor Europeni. Eu am întâlnit-o pe doamna Boagiu când reprezenta PD-ul la Internaționala Socialistă și o făcea foarte bine. Și sunt convins că o va face și la Partidul Popular European. Lucrurile astea cu socialiști, cu populari, sunt puțin importante și pentru unii. Și de-aia zic, mă bucur că reușim să le arătăm și europenilor că România lucrurile sunt în schimbare. Dacă domnul Pavelescu este reprezentantul creștin-democrației, eu cred totuși că doamna Boaciu e venită de la socialiști, de la un partid serios, cred că e mult mai eficientă în această poziție. Da. Întrebări de bine, nu? Vă rog, ca să... pentru oricare din cei 5 comisari. În afară de sprijinul pentru agricultori, nu bani conduși la rectificarea bugetară? Pentru achitarea tuturor datoriilor către însoțitorii persoanelor cu handicap, către plata arieratelor autorităților locale. Știți foarte bine că avem un angajament cu Fondul Monetar Internațional în acest sens, de a reduce arieratele în zona autorităților locale. Acolo, în ultimii ani, a fost un fel de haiducie. S-a dat la câțiva, de pe la PDL, și restul la nimeni niciun leu.
De asemenea, la funcționarea Ministerului Administrației și Internelor, unde erau niște mari restanțe, noi am angajat anul acesta absolvenții din 2011 pe care fostul guvern îi lăsase practic pe drumuri, deși este nevoie de polițiști. Și de asemenea, așa cum v-am informat, am reușit până în acest moment să redeschidem un număr de spitale și să deblocăm un număr important de posturi în sănătate. Deci în aceste direcții vor merge. Vă dau toate datele când sunt cu Ministrul de Finanțe. Vă rog. Da, eu nu. Am mai fost întrebat. Dar rezultatul lor nu a negocierilor între aliația de centru stânga, cele 18 colegi. Puteți să ne răspundeți, domnule Vonda, dacă domnul Încerc. Dragnea va candida sau nu? Pentru... Dar nu e aici, domnul Dragnea? Păi, nu are nicio dorință. Da. Mie mi-a spus că ar dori să candideze. Pentru domnul Vonda. Pentru un post, da, de deputat. Când îmi vine lista de la Tellerman, vă confirm. S-a stabilit cine va fi un șef al CSEA? Poate la un vot? Da. Da. Cineva? Domnul Daniel Tudor. Da, nu promis. Daniel Barbu. Bine, vă mulțumim. Ne retragem, că e o conferință. Ce colegiu va candida? Nu știu exact numărul, în București, în sectorul 2. E vorba de colegiul nou. Da. Și dacă vreți mai avea pe listele USDA-ți candidat în partea în afară de colegii care activează de mai multă vreme în PNL, dar au fost înainte țărăniști, începând poate cu exemplu cel mai ilustru Monica Nicolae, dar și alții, nu. Acum nu. E vorba de oameni care au mai fost și sunt în rândul lor nostru de mai mult. Domnul Antonescu, dacă mai permiteți-mi o întrebare, ca urmare a deciziilor pe care le-ați anunțat bine, domnul Tărician scria pe blogul sau pe pagina de Facebook a domniei sale că este o decizie pe care o veți regreta, care înlăturând din partid oameni care au contribuit la istoria PND. 1. Nu voi regreta. 2. N-am înlăturat pe nimeni din partid. Nu a fost expus nimeni din partid. Și în afară de domnul Meleșcanu, care simt, se afla oricum într-o situație de incompatibilitate, nimeni n-a fost expus din Partidul Național Liberal. Și să vă dau de exemple celebre. Domnul Dinu Patriciu, încă membru. Doamna Adriana Săptuiu, încă membru. N-a fost nimeni înlăturat, nici acum, nici altă dată. 3. Istoria Partidului Național Liberal e lungă și grea. De exemplu, cei care, și sigur nu mă refer la domnul Tăricianu, dar cei care azi își dau ochii peste cap, ultragiați de faptul că îndrăznim să pronunțăm cuvântul România sau cuvântul național, ar putea să află că dintre partidele democratice ale României, în perioada interbelică și înainte de Primul Război Mondial, Partidul Național Liberal a fost cel mai naționalist. Vrătienii au fost niște mari naționaliști. Cum s-a construit istoria după 90? Am construit-o cu toți. De vreme ce n-a fost nimeni înlăturat, n-ar vrea să mai discutăm. Iar în legătură cu postările pe Facebook, ele fac fericire dumneavoastră. Eu aș fi preferat ca domnul Tăricianu să fie prezent la ședința respectivă, să-și aducă argumentele, să spună punctul de vedere, iau note și de pe Facebook, prin intermediul dumneavoastră cei drept, iau act și mergem mai departe. La anul ați vorbit foarte des despre modificarea Constituției. Deci 5 de partide au rămas. De ce tip de refugiere îndreptăm la anul sau poate nu la știi? Pot să vă... Pentru că eu am răspuns... Păi nu. M-a vorbit pe 5 voci. Eu pot să vă spun ceea ce am prezentat în cadrul acelei lansări de pe 17. Și n-am vorbit doar în numele meu sau în numele PSD-ului. Am vorbit în numele USL-ului. În baza unor discuții pe care le-am avut cu ceilalți colegi. Și atunci vreau să vă spun foarte clar că ne dorim, în primul și în primul rând,
trecut în Constituție o precizare clară a atribuțiilor președintelui față de guvern și de parlament, Republici Europene. Vă dau exemplul Poloniei, al Austriei, al Portugaliei, al Irlandei. Este ales direct de către oameni, dar nu are putere executive. Și aceste țări funcționează foarte bine. Nu au crize nici de coabitare, nici de alt tip. În al doilea rând, trebuie să stabilim foarte clar cum e cu referendumurile, cine le convoacă, care este quorumul, pentru că ne trezim că pornim și consultăm românii, 88% dintre cei care vin la vot decid ceva și Curtea Constituțională spune că nu-i de ajuns. Poate că dacă era 110%, era de ajuns. În al treilea rând, trebuie să spunem foarte clar ce atribuții are Curtea Constituțională și cum sunt numiți judecătorii la Curtea Constituțională. Trebuie să depolitizăm faptul că 5 judecători din 9 au hotărât de la ei putere că România trebuie să fie Republică Prezidențială, că de fapt asta au hotărât. Au spus că noi toți, numai președintele contează. Este o greșeală pe care nu o putem accepta și pe care o putem îndrepta doar prin modificarea Constituției. Și în al patrulea rând, ca idei principale, dacă mi-aduc aminte pe toate cele pe care le-am și prezentat pe 17, trebuie să vorbim de organizarea administrativ-teritorială a României. Rămân județele, asta este opțiunea Uniunii Social-Liberale și este opțiunea îmbrățișată de toate țările europene asemănătoare cu România, Franța, Italia, Polonia. Dar în același timp trebuie să avem forma de organizare a regiunii, care nu este trecută în acest moment în Constituție, și să arătăm pe cât posibil, sigur după aceea urmează legea organică, dar în baza prevederilor constituționale, să arătăm foarte clar care este nivelul de competență. În al cincilea rând, ca să nu mă întrebați dumneavoastră și cumva să uit eu, cred că trebuie să stabilim în Constituție proceduri. În primul rând, de înlăturarea conflictelor, nu trebuie să ajungem tot timpul la suspendare și la referendum. Dacă am avea niște proceduri mai clare de înlăturarea conflictelor între instituțiile statului, am evitat conflicte. Și mai trebuie să stabilim un lucru în Constituție. Controlul democratic al instituțiilor statului. O mai spun încă o dată. Și o să se isterizeze Macovei și toți ceilalți. Nu se poate nicio țară europeană ca o instituție a statului, indiferent că e vorba de guvern, de președinte, de servicii de informații sau de, nu știu, de parchet, nu poate să fie în afara oricărui control democratic. Toate instituțiile într-o țară democratică se controlează și se balancează, check and balance-ul de care vorbea domnul Gordon și avea dreptate. Nu se poate să existe instituții care nu răspund în fața nimănui. Și, sigur, produc foarte multă satisfacție în presă. Prin stenograme și prin dosare scăpate în presa română sau pe la presa străină. Aici vorbesc de un sistem european, democratic, prin care toate instituțiile statului să aibă totuși o răspundere în sens democratic. Cam astea sunt principiile și pot să vorbesc în numele USL-ului, nu doar în numele PSD. Și eu m-am întâlnit cu monarhia, la un moment dat, cred că era la un moment dat, cum asta acceptat, ați fi de acord să... Nu la un moment dat. Există oameni care la un moment dat au început să spună că sunt ca monarhiști. Eu am spus tot din bun. Asta este o opțiune intimă, dacă vreți, pe care i-am declarat-o. Ceea ce nu înseamnă că atunci când discutăm despre un alt proiect la care suntem mai mulți, nu susțin întru totul exact articulațiile proiectului comun despre care domnul prim-ministru a făcut vorbit. A dorit să le de parte de astăzi, domnul Constantinov. Dar ne puteți spune dacă în până poate fac doamna cu sincerul v-a anunțat și nu sunt... Mă pare să mai repropune pentru parte. 24-25 sunt interviurile, nu? Parcă așa e calendarul corect.
Asta înseamnă că până la sfârșitul săptămânii sau la începutul săptămânii viitoare trebuie să facă cele două propuneri pentru procuror general și procuror șef al DNA. Fac precizarea. Nu poate să propune decât din cei care și-au depus candidaturile. Că am văzut că unii tot vor să pună pe alții care nu și-au depus candidatura. Prima regulă ca să fii nominalizat e să candidezi. Ca în faimosul banc, ca să câștigi, trebuie să-ți cumperi un bilet. Deci cei care nu participă, e foarte greu să câștige. Sau mai bine zis, imposibil. Nu știu pe cine va nominaliza. Probabil că mă va anunța ca să nu aflu din presă lucru care e absolut normal. Dar n-am nicio sugestie de făcut și mai transparent decât candidaturii, depunerea planului de management, interviu, după care va fi o nouă audiere în CSM și cuvântul final, sau mă rog, semnătura finală, de fapt, îi aparține președintelui Băsescu, mai transparent decât atât, e chiar imposibil de găsit. O soluție. Vă rog. Ce am dat la cuvinte la agenda parlamentară din 9 decembrie, e un număr de 20 de observatori. Excelent. Da. Păi noi am cerut lucrul ăsta. Asta mă întrebăm dacă vi se pare momentul venit. E foarte bun. Nu. Este foarte bun. Este deranjant pentru cei care tot țipă fraudă. Au țipat și la referendum, până la urmă n-a reușit nici domnul Morar cu toți procurorii domniei sale să dovedească nimic. Tot cei de la PDN țipă că de-aia o să pierde alegerile, că o să fie fraudați. Eu am considerat, i-am spus ministrului de externe, domnul Forlățean, să invite cât mai mulți observatori. Pentru că în felul acesta susținerile pur politice nu vor avea niciun fel de bază. De altfel am apreciat faptul că liderii PPE, susținători ai domnului Băsescu și ai PDL-ului, pe 17 nu s-au mai pus în situația penibilă de a vorbi de faptul că n-au fost 7 milioane de voturi împotriva domnului Băsescu. Nici n-aveau cum. Așa încât, cât mai mulți observatori, cât mai mulți dintre dumneavoastră prezenți la secțiile de vot, cu atât mai bine. Noi suntem în situația, USL-ul, în care trebuie să nu ne mai fure arbitru. Cum ne-a furat anul trecut la Neamț, și sigur ați văzut ce de anchete a făcut DNA-ul anul trecut la Neamț. Zero. Dar dacă fură PDL-ul, e legal. Noi suntem în situația în care vrem să fie un vot corect. Pentru că într-un vot corect, USL-ul, așa cum ați văzut toate sondajele și ale prietenilor și ale adversarilor, USL-ul va avea majoritatea absolută în viitorul parlament. Și implicit și formarea guvernului. Mulțumesc!